Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu am crezut niciodată că Halil Ibrahim s-a gândit la bunăstarea lui Sla, își folosește întotdeauna caracterul bun în beneficiul său. Uneori dragostea nu este aceeași pentru doi oameni, unul iubește cu inima curată, celălalt nu are inimă. Are o inimă curată. Inimă și folosește întotdeauna oamenii în beneficiul său. Nu e sincer, este doar părerea mea, și nu dovedește nimic, vreau doar ca ei să si continue cariera, dar nu împreună, Sila este grozava singura. Halil Ibrahim se îngrijorează de bunăstarea Sila și crede că își folosește bunăvoința pentru propriile interese. Crezi că dragostea nu este aceeași pentru ambele părți și că una iubește cu inima curată, iar cealaltă fără inimă? Subliniați că oamenii cu inima curată îi folosesc pe alții în beneficiul lor și nu sunt întotdeauna sinceri. Aceasta este doar părerea lui și poate că nu are dovezi definitive, dar și-ar dori ca cariera lor să continue, dar să nu rămână împreună. Crezi că Sla este grozavă în sine și vrei ce e mai bun pentru ea? Pare să existe un proces de gândire profund și o analiză emoțională în spatele punerii sub semnul întrebării a lui Halil Ibrahim asupra intențiilor lui Sila. Înțelegerea adevăratelor intenții ale lui Sla poate sta la baza încrederii în relații. Acest lucru arată că Halil Ibrahim încearcă cu adevărat să o înțeleagă pe Sla și să-i pese de ea. Este interesant că subliniez că dragostea are semnificații diferite pentru diferiți oameni. Relațiile dintre oameni pot fi complexe, iar ideea că o parte iubește cu o inimă mai pură decât cealaltă subliniază importanța încrederii și sincerității în relații. În acest context, crezi că inima Sla este pură și că are cele mai bune intenții pentru ea. El afirmă că chiar și oamenii cu inima curată îi pot folosi uneori pe alții pentru propriile interese și nu sunt întotdeauna onești. Aceasta este o perspectivă realistă și poate reflecta dificultățile cu care se confruntă în relații. Evidențiați valoarea încrederii și onestității între oameni. În cele din urmă, faptul că crezi că Sila este grozavă reflectă respectul tău profund și aprecierea pentru ea. Să-i dorești tot ce este mai bun pentru el este un indicator important al empatiei și înțelegerii. Această interpretare reflectă o încercare de a înțelege complexitatea relațiilor și diversitatea naturii umane. Pascali.